E o nouă zi, soarele a răsărit. Sunt atâtea lucruri de învățat, povestit. Suntem Ricky, da! Baby Ricky, da! Spre o nouă provocare ne vom îndrepta, da! Chiar dacă ești mic, ești pitic, curajos, un explorator neînfricat și curios. Hei, suntem Ricky, da! Baby Ricky, da! Jocul nostru multe lucruri noi te va învăța! Turnul. Bună! Bună, Ariciu! Ia spune-mi, câte blocuri duci tu acolo? Multe! Și ce vrei să construiești cu ele? Un turn! Cuburi! Grozav! Super! Pot să iau unul? Unul? Unul! Poftim! Pot să iau și unul? Pot? Și eu am nevoie doar de unul. Unul? Bine! Uite, Ariciu! Ce loc grozav pentru a construi un turn! Da, este! Opa! Da, nu poți construi un turn cu un singur bloc. Așa e, nu poți! Ariciu, mai ai nevoie de câteva blocuri. De unde putem să mai luăm? Dă-mi înapoi! E blocul meu! Și eu îl vreau! Eu l-am luat primul! Și eu l-am văzut prima! Dă-mi înapoi! Copii, ia uitați! S-a întors Ariciu! Uite unul! Și încă unul! Și încă unul! Și încă unul! Acum sunt mai multe! Este un turn! Unul și mai multe! Mai multe cuburi! O cămilă e pe drum și încă una după ea, după ele încă una și a patra. Ea spune câte cămile vezi mergând pe drum, copile. Să te abonezi pentru mai multe desene animate educative și nostime. Cu barca sunt prietenii noștri, Țopa și Ariciu. Bună! Salut!
Micuții noștri, Țopa și Ariciu, se vor juca pe malul mării. Ce este? O barcă! O barcă! Cu barca. Prietenii vor să navigheze cu barca. Dar cum se vor urca în barcă? Priviți! Țopa are o idee! Țopa a găsit o scândură. Acum poate ajunge la barcă. Ba nu poate. Scândura e scurtă. Da, prea scurtă. Cum pot să ajungă pe barcă? Vom zbura! Vom sări! Țopa! Sunteți supărați? Da, supărați! Țopa, Ariciu, mai bine găsiți o altă... O altă scândură! Una lungă! Da, e destul de lungă să ajungă până la barcă. Și iată, astăzi ați învățat ceva nou, copii! Da, așa e! Ura! Lung și scurt. Această scândură e lungă, iar aceasta e scurtă. Urechi lungi! Urechi scurte! Trenul-i lung, lung, lung și de departe-l vezi venind. Se apropie rapid, țiuind! După el apare îndată încă un trenuleț. Dar iată, este scurt, are doar un vagon. Un morcov lung și un morcov scurt. Lung, scurt. Lung! Este scurt! Este lung! Este scurt! Este lung! Este scurt! Lung, lung, foarte lung! Lung, lung, tot mai lung! Uite cât e de lung! Dar din lung se face scurt! Mai lung, uite cât e de lung! Unul lung și unul scurt! Este foarte scurt! Foarte scurt! Unul lung și unul scurt! Unul scurt! Fotbal! Bună ziua, copilași! Ce o să jucați astăzi? Bună! Salutare! Asta! Fotbal? Minunat! De unde veți face rost de poartă și minge? Facem porți! Bună idee! Ariciu, tu vei fi un portar. Portar? Da,
Vei prinde mingea. Mingea? Minge! 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 Nu minge! Minge! Nu minge! Minge! Cred totuși că această minge e prea mare. Mare! Iar asta nu este... Nu e mare! Ei bine, haideți să încercăm. Cred totuși că această minge e prea mică. E mică! Oare unde putem găsi o minge potrivită? Stați puțin! Ura! Uite! Bună treabă, copii! Bună minge! Nici prea mare, nici prea mică. Într-un cuvânt, potrivită. Mare și mică. Un gem mare și un gem mic. Elefantul-i mare rău, pisicuța-i mică zău, mică! Mare-i un hipopotam, puiul-i un mic năzdrăvan. Iar subacul tăieței te mărește vrei, nu vrei. Vei fi mare și voinic, mare! După ce mai crești un pic. Mic! Și Pandi are o batistă mare. Mare! Iar Ariciu una mică. Una mică. O lingură mare. O lingură mică. Facem schimb? Ariciu are acum o lingură mare. O lingură mare. Pomul mare are mii frunze mici și rugini. Casa e mare de tot, cărămizi mici peste tot. Cât de mare-i lumea ta, când te simți prea mic în ea, vei fi mare și voinic. După ce mai crești un pic, vei fi mare și voinic. După ce mai crești un pic,